Salutare, băbuși și fete, și astăzi dăm note la inventare. Înainte să începem clipul ăsta, nu uitați că aveți canalul lui Vlad în descriere și hai să facem acolo 200 de like-uri. Aici l-avem pe Dark, care are un inventar mișto, foarte mișto și îmi place enorm. I-aș da un 9 pentru că se potrivesc și mănușile toate, se potrivesc. Yanis are un inventar recent, dar n-are mănuși. Îi dau un 5, că n-are mănuși. Văd că are și un graffiti legendary. Cosmin. El are un inventar decent, iarăși. Îmi place că are baioneta, dar, un mare dar, nu are mănuși. Bă, poate să-și cumpere mănuși, dar nu e, poate să facă ce vrea el cu goldul ăla. Îi dau un 5 pentru că n-are mănuși. Văd că are și stickerul Hot Winter. Unde ești? M-am pierdut. Da, și are un graffiti Homex. Bine. Lonely. Bă, i-aș da un 4 pentru că n-are nici un cuțit, nici mănuș. Îi dau un 4. Sasuke. Îi dau un 5 pentru că are carambitul Scratch. Îmi place. Și văd că ține Chase Rival. Îi dau un 5. Văd că are și graffiti Arcane. Laur. Îi dau un 6 pentru că are mănuși, dar și cuțit. Dar nu se potrivesc cu mănușile. Doar mănușile tank se potrivesc doar cu Tantou și mănușile Retro Wave nu se potrivesc cu baioneta acum. Niciun pic. Joc Stand-off 2. Îi dau un 5 pentru că n-are cuțit și n-are niciun pereche de mănuși, dar văd că are gold. Răzvanul. Bă, îi dau un 6 pentru că îmi place baioneta asta, dar nu are mănușile astea care se potrivesc cu baioneta. Asta e singura chestie. David. Bă, e un inventar decent, dar nu are niciun cuțit și nu are nicio perche de mânuși. Are AK Necromancer-ul. Pentru că are AK Necromancer-ul, îi dau un 4. Și văd că ține Furious Case-uri și Rival Case-uri. Flitzer. Flitzer a copiat inventarul. Da, a copiat inventarul. Alinuț. Bă, are un inventar decent, dar ce văd eu aici? Are inventarul ăsta de la PES. Inventarul. Auzi. E4 de la PES. Îmi place. Dar n-are mănuși. Pentru că n-are mănuși, îi dau un 5. Îi dau un 5-50 pentru că îmi place E4-ul ăsta. Îmi place enorm. Tryhard. Tryhard. Are un inventar decent. Bă, îi dau un 6 pentru că, iarăși, nu se potrivesc mănușile. Nu se potrivesc mănușile. Dar îmi place baioneta și astea alte. Damian. Mănușile Hollis și Kumo, baioneta Kumo, Butterfly Kumo, scuzați. Îmi place combinația asta. Pentru aia îi dau un 6.50. Și cam atât. Pentru că mai are și avem o bomb care se potrivește cu Butterfly acum. Mamă, beau apă. Mamă, ce mișto, bă. Gloves Rider și cu Dual Dagger și Demon Trig. Îmi place, efectiv, îmi place combinația asta. Avem o bomb și cu Fabem o bomb. E mișto. Acr Dragonul, mișto, efectiv mișto, îi dau un 8.
dau un 8 75. 8 75 îi dau pentru ăsta. Inventarul ăsta e prea mișor. Nantec. Mamă. Bă, are inventar decent, dar mănușile astea nu se potrivesc cu dual dagger-ul, adică retro-ul. Și pentru aia îți dau un 5, că nu se potrivesc retro. Adică mănușile cu retro. Cum a fost, Dario? Nu uitați să dați un like, să vă abonați și să nu uitați că aveți canalul lui Vlad în descriere. Și pa, pa!